Când vă spuneam, am început de săptămâna trecută să-ți aducem la ITBITI marțea și joia de la ora 11:30 de minute. Profesor minunat din comunitatea Supertici, care ne inspiră cu idei și recomandări ușor de pus în practică de noi părinții care stăm acum acasă cu copiii. Chiar dacă am intrat oficial, iată, în vacanța de primăvară, totuși continuăm să avem nevoie de sfatul specialiștilor, așa că o am alături pe Anca Denisa Dăscălescu, învățătoare la clasa 3-a Liceul Miron Constin din Iași. Bună dimineața, Denisa! Bună dimineața și bine v-am găsit! Te aud un pic cam încet. Ești la telefon? Da. Adică la telefon clar da. Ești? Nu. Da. Uh-huh. Da, bun. O să te rog un pic să vorbești un pic mai tare ca să te auzim toți. Bun. Da. Ce faci, Denisa? Cum reziști, hashtag rezist, profesor, în vreme de pandemie? Rezist cu sprijinul familiei. Cred că toți în zilele acestea ne găsim echilibrul în cei dragi ai noștri. Indiferent că sunt acasă, cu noi în casă sau prin telefon, familia cred că este un punct de echilibru. Cum ți-a fost ție trecerea asta de la predatul clasic, tradițional, la un fel de homeschooling, la care a trebuit și tu și foarte mulți profesori din România să-și dezvolte tot felul de competențe digitale. Cum ai făcut tu această trecere? Cum a fost pentru tine? După câteva zile în care am avut nevoie să înțeleg ce trebuie să fac mai departe, am pus în aplicare și pe măsură ce am experimentat cu instrumente de comunicare și de facilitare a învățării, am optimizat din mers. Denisa, te auzim foarte, foarte greu, adică se aude și un fâșit foarte puternic. Te vorbești la telefon, nu pe speaker, asta ar fi... Vorbești la telefon. Da? Da, bine, da. Ok, înseamnă că asta este, ne vom mulțumi cu cât, cu cât avem. Ok, cum relaționezi cu părinții? Folosim foarte mult WhatsApp. Pentru părinți, acesta este instrumentul de comunicare și la telefon atunci când simțim nevoia să clarificăm ceva care prin schimb de mesaje și-ar pierde sensul. Și atunci uneori la telefon. Dar cel mai des prin WhatsApp. Prin WhatsApp, ok. Și cu copiii? Cu copiii am folosit foarte mult Zoom și WhatsApp noi. Atunci când ne-au trimis fotografii cu produsele lor, cu ce au realizat. Cum ai găsit vreo rețetă specială de a-ți adapta cursurile pe care le țineai tradițional la școală, acum pe care le ții prin Zoom? Cu ce idee ai venit tu? În primul rând că am conștientizat destul de rapid că trebuie adaptat foarte mult atât conținutul cât și timpii de livrare și cumva am ajustat intervenția mea și felul în care trebuie să-i dinamizez pe ei. Un lucru foarte interesant pe care am considerat că deși pare banal, e esențial pentru relaționarea între ei. În întâlnirea noastră pe Zoom le-am dat și o Zoom pauză. Adică în sesiunea de 2 ore pe care o țineam împreună, aveau și acest moment de pauză în care discutau între ei, da. Comunicau și se retrăgeau dacă aveau nevoie să bea apă sau să mănânce. Sau să meargă la toaletă, asta este activitatea preferată a copiilor în timpul orelor. Și dacă nu se duc la pipi toți de săraca învățătoare, e disperată. Și spune de fiecare dată, vorbiți cu părinții voștri să faceți pipi înainte de ore, că nu mai pot, că pleacă unul, se întoarce celălalt, ăla și uită microfonul pe... și uită să pună pe mut. Și, mă rog, deci este o... așa, un teatru generalizat. Am spus eu asta, că probabil că... Un alt exercițiu pe care l-am folosit a fost cel în care își împărtășeau experiențe din ziua anterioară și recunoșteau emoția pe care au trăit-o și o lecție pe care ar putea să le-o recomande din experiența trăită celorlalți. Este un exercițiu interesant să identifice emoția pe care au trăit-o și de ce acea emoție a selectat experiența din ziua
anterioară. O emoție pe care a trăit-o când este cu voi sau te referi la ceva ce a trăit familie, el mai puternic? Ah, ok. Și asta i-ai rugat să exprime cumva în timpul lecțiilor pe care le faci online, ca să înțeleg mai? Am folosit un PowerPoint și ei cumva vedeau pe ecran cum trebuie să structureze intervenția. Povestească întâmplarea, adică să identifice emoția, să povestească întâmplarea, să verbalizeze ce au învățat și ce sfat dau colegilor. Și poți să ne dai un exemplu de ce ai auzit și, vă rog, fără nume și ca să nu fie identificat, dar pur și simplu așa ca experiență, ce ți-a adus ție nou toată această povestire a emoțiilor, nu știu cum să-i spun. Cât de valoros e pentru ei faptul că părinții își fac timp să facă activități împreună. Ce fain. Lecția era legată de faptul că le sunt recunoscători și că au trăit bucurie. Cred că asta am întâlnit-o în mai multe intervenții. Da, practic stăm cu ei în bancă. Cred că este prima oară în istoria omenirii, nu știu, de fapt, presupun, când părintele stă în aceeași bancă cu copilul. Ideal ar fi să înțelegem toți că întotdeauna, conștient sau nu, suntem în aceeași bancă cu ei. Da. Și că nu suntem doar primul lor învățător, suntem sigur permanentul lor învățător. Adică se vor raporta mereu la ce facem noi. Adică, conștient sau nu, se produce învățare și dacă conștientizăm și dacă nu. Și cred că stima de sine și valorile cele mai puternice pe care le au copiii de la acest învățător. Denisa, acum este vacanță. Ce le recomand părinților? Să se relaxeze, să facă teme, cu ce activități? Ce îi spune unui părinte? Uite, e vacanță, lasă-l pe copil să se joace sau hai să-ți propun niște activități. Merg pe ideea că orice facem cu ei e învățare și că dacă îi chemăm în activitățile gospodărești, putem să facem lucruri frumoase împreună, să le găsim responsabilități pe care ei să le poată face și să introducem în acele sarcini pe care le trasăm în familie foarte multă joacă, foarte multă stare de bine. Adică, la un moment dat, obiectul pe care îl folosim pentru a face curățenie se poate transforma în chitară, în microfon, în... De asemenea, de exemplu, să chemăm la noi în bucătărie, ca un atelier de bucătărit, există acea gastronomie pascală pe care o transformăm apoi în matematică, în bucătărie, experiențe. Dacă un copil se uită cum cresc cele microorganisme din drojdie, dacă observă reacția dintre bicarbonat și lămâie sau oțet, dacă calculează timpul la care vor scoate cozonacul din cuptor sau cum să măsoare ingredientele pe care le folosim pentru pâine, pentru pască. Ce fain, da. De fapt, e ca și cum ai spune, matematică, chimie aplicată. În sfârșit, copiii înțeleg de ce au nevoie de toate aceste cunoștințe atunci când le folosim acasă. Inclusiv să întrebăm cam care ar fi costul cozonacului pe care îl obținem și să avem în vedere ce ingrediente punem, care e costul lor și chiar un mic exercițiu de antreprenoriat legat de acest lucru și de ce nu, la final, după ce calculăm costul produsului obținut, să le vorbim și despre faptul că măcar 10% din ceea ce obținem ar trebui să fie acea contribuție pe care ei simt nevoia să ofere celorlalți, acel act de generozitate pe care îl pot face cu un vecin, căruia îi duc o felie de cozonac sau... Cât de mișto! Aha, ok, wow, bun! Hai că mă gândești... Contactul cu...
Mă gândeam la ce spui și ce facem noi în perioada asta și o descoperire sunt floricelele. Numai câteodată mai uită să pună capacul ăla și toate floricelele alea zboară prin toate bucătăria. Așa că mă gândeam, uite ce fain ar fi să împartă cu vecinul lui, cu un prieten, care e destul de prins pe calculator cam toată ziua, din păcate. 10%, super, uite ce idee, că nu știam cum să mergem, să-l mai prindem, să mai iasă afară. Dar cu 10% din floricere e posibil să reușim. Mai aveai o idee, scuză-mă, te-am întrerupt. Cred că mi-a zburat, dar ca idee, când vine vorba de Paște, îl putem trece prin toate disciplinele de învățământ, într-un mod foarte delicat, într-un mod foarte, cumva, scoțând exact acel de ce le învățăm, de ce luăm contact cu ele. Pentru că, în realitate, dacă ar fi să scoatem invers din viață ceea ce e util să fie știut, cred eu că ei n-ar mai întreba de ce. Și atunci... Când ar mai întreba? Asta spui, când ar mai întreba de ce? N-ar mai întreba de ce trebuie să învățăm. Ah, de ce trebuie, ok, că n-am înțeles bine. Ok. De asemenea, un lucru care mi se pare foarte valoros e că în momentul acesta, legat și de tradițiile pascale, e un moment foarte bun de a împărtăși copiilor noștri experiențe din istoricul familiei noastre. Pentru că la Paști ne adunăm familia și pentru că acum nu reușim să ne mai adunăm așa cum ne-am dorit, putem să povestim din experiențele noastre când eram copii, din experiențele părinților noștri, cele pe care le-au povestit. Adică istoricul familiei mi se pare foarte important acum când nu ne mai putem întâlni fizic așa cum am dorit toți, dar o putem face în felul acesta. Și eu îmi amintesc cu drag de toate experiențele pe care părinții mei le-au povestit din perioada aceasta a Paștelui, de exemplu, sau altor sărbători. Și, în general, atunci când le povestim copiilor noștri despre copilăria noastră, au sentimentul că se întâlnesc cu copilul din noi mai mult decât într-un mod mult mai firesc cu noi. Ce idee minunată să vorbești într-adevăr în vremurile astea în care stăm foarte mult acasă și despre familiile noastre, despre bunicii noștri. Astăzi Ana, fetița noastră de 4 ani, era așa cu o iconiță în mână și spunea, pentru că n-am mai mers la biserică pentru că nu mai avem voie de ceva timp, spunea, mi este dor de bunici și de Dumnezeu. Atât de tare mi-a plăcut lucrul ăsta, modul în care ea a perceput, fără să îi obligăm sau să îi vorbim despre asta, sau pur și simplu e ceva în sufletelul ei care a făcut-o să spună lucrul ăsta așa gingaș, cum spun copiii. Da. De altfel, unul din principiile foarte importante din mentalitate deschisă e, pe de parte, să vezi măreția din celălalt și altul este să trezești interesul și imaginația. Dacă putem face ceva valoros pentru copiii noștri în calitate de învățători ai lor, e să trezim interesul și imaginația și apoi învățarea curge în ambele sensuri. Mm-hmm. Și noi învățăm de la ei și ei învață de la noi. Da, asta e un capitol destul de mare, de deschis, pentru că trebuie să aibă și părintele instrumentele ca să facă lucrul ăsta, mă, când e rupt de oboseală și de bea să mai să-ți scurge așa printre clipele timpului, să devii creativ, e o provocare și un act de curaj, cred că, astăzi, dar suntem obligați, ori devenim creativi, ori rămânem doar așa pe supraviețuire. Anca, Denisa Dăscălescu... Foarte important, încă un gând. Te rog. Valoros. E foarte important să ne vulnerabilizăm în fața lor. Să nu. Că nu suntem perfecti. Să ne vulnerabilizăm. Să recunoaștem că am greșit și când greșim, nu neapărat imediat după ce am recunoscut asta, să și facem justificările pentru care am greșit. E un model prin care învățăm, de fapt, să recunoască și ei mai ușor că au greșit. Să învețe din propriile greșeli. Pe de altă parte, atunci când
nu recunoaștem că am greșit, dar suferința s-a produs, e foarte greu să reparăm relația în familie. Ori pregătirea pentru pași, dincolo de toate ritualurile care pot să fie, vine și cu pregătirea aceasta sufletească. E foarte important dacă la sfârșitul zilei s-ar exersa în familie, la cină, de exemplu, recunoștința pentru toate lucrurile bune de peste zi, cerem iertare, să iertăm, în așa fel încât să simțim că am reparat relațiile și în ziua următoare putem începe o nouă relație. Da, dar e, cred că e important. De foarte multe ori există acele povești și de Crăciun și de Paști, când, așa cum Grinch ar putea să fie Crăciunul, așa cum alte personaje țin să facă să dispară evenimentul, de fapt eu cred că toate personajele acestea sunt acel noi care nu e pregătit să întâmpine sărbătoarea. Ori dacă noi îi pregătim sufletește și îi ducem până în ziua de Paști cu o relație sănătoasă, cu o relație reparată, atunci ne bucurăm de Paști dacă suntem doar noi în trei în casă sau doi sau patru, depinde de familie, fie că suntem mai mulți. Îți mulțumim, Anca Denisa Dăscălescu, învățătoare la clasa 3 a Liceului Miron Costin din Iași, pentru intervenția ta și pentru recomandările tale. Îți dorim să ai sărbători minunate și sănătate. Cu drag, la fel vă doresc și eu. Pa, pa, îți mulțumim.